Bine v-am regăsit! Sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Îi salutăm pe cei care ne vizionează prin intermediul ecranului, dar și prin intermediul undelor radio. În ediția de astăzi vă propunem un dialog pe tema familiei. Despre familie se spune că ar fi o instituție socială, dar și că ar fi o instituție divină, în mod special acolo unde se discută în cadrul contextelor religioase, în care oamenii credincioși abordează acest subiect. Totuși, se adaugă la discuția aceasta despre instituția familiei tot mai multe elemente ce țin de anxietate, de nesiguranță, de instabilitate. Iar ultimele curente din societate au făcut ca familia să fie tot mai mult atacată și chiar destabilizată. Încercăm să prezentăm o latură pozitivă, dar și realistă în același timp, a ceea ce înseamnă familia. Invitatul de astăzi este domnul pastor Emilian Niculescu. Domnule pastor, bine ați revenit în cadrul întâlnirilor noastre. Vă mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să vorbim despre un subiect. Știți, poate generațiile de aur, le-aș spune eu așa, din care poate și dumneavoastră faceți parte, acele generații care au prins și alte forme atât de guvernământ, dar și o altă dinamică a societății și care astăzi prezintă așa o pasăre rară în ceea ce privește ideea de familie, pentru că aduceți cu dumneavoastră valorile clare, sănătoase, pe care să le dați mai departe, dar în același timp sunteți martorii, da, generația X este martoră în cursul a doar câteva decenii a unor schimbări atât de rapide încât astăzi ne trezim că vorbim de fapt, oare ce mai este familia, la cât de mult s-a desemantizat acest cuvânt. Domnule pastor, dumneavoastră împărțiți cuvântul Evangheliei, așa că pentru început, haideți să pornim de aici. Ce ne spune Biblia despre familie? Vorbim despre un ideal și ajutați-ne să coborâm așa în istorie, să vedem care au fost câteva dintre tendințele pe care de altfel și Sfânta Scriptură le prezintă. Da, când e vorba de familie, cred că cu toții întâlnim, vrând sau nevrând, amintirile cele mai dragi, chipul mamei, chipul tatălui, zilele atât de frumoase ale copilăriei. Și, într-adevăr, cei care au asemenea amintiri întotdeauna vor prețui această structură a societății, care este, de fapt, cea mai mică structură, dar este fundamentală. Ceea ce este atomul în pentru materie și celula pentru biologie este familia pentru societate. Adică structura de bază. Aceasta este structura absolut de bază, recunoscută și astăzi absolut de toți. Dacă ne referim puțin la istorie în această privință, noi ne referim ca și creștini la cartea care are autoritate maximă în privința aceasta, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, care a însoțit, de fapt, istoria omenirii de la începuturile sale până în prezent. Și autoritatea ei este dată nu de vechime, nu de scriitorii ei umani, ci de cel care a inspirat această carte, și anume de Duhul Sfânt. Este cartea lui Dumnezeu. Și e foarte interesant cum prezintă Biblia problema aceasta. Sunt trei momente fundamentale în această privință în Biblie. Și anume, un moment inițial, cel al Genezei, atunci când Dumnezeu a instituit familia, El era în centrul acestui eveniment, El a creat bărbatul și femeia, a fost în centrul formării familiei, El i-a binecuvântat și de asemenea le-a dat o direcție. O să revenim la problema aceasta. Apoi, avem la mijlocul istoriei biblice un alt moment, și anume atunci când același Creator a coborât pe pământ ca om, Domnul Iisus Hristos, totul începe tot de la o nuntă.
primul eveniment în activitatea publică a lui Iisus Hristos a avut loc la nunta din Cana. Dar ceea ce sesizăm este un anume aspect, și anume, Biblia spune că au invitat și pe Iisus la nuntă. Deci Iisus este prezent, dar este un și care doare foarte mult. Și anume, ce înseamnă? Este pe lângă ceilalți. Este invitat și Iisus, deci un rol secundar. Pentru că apoi în ultima carte a Bibliei să avem o altă imagine și mai tristă, redată în Apocalips, capitolul 3, cu versetul 20, iată, eu stau la ușă și bat. Cu alte cuvinte, Iisus este în afara casei, este în afara familiei. De fapt, este o realitate pe care o surprindem dacă urmărim istoria aceasta, au fost etapele mari pe care le-a parcurs familia. Și acum să revenim la primul moment, la momentul originii, ab urbe conditas, cum spun romanii, de la înființare. E foarte interesant modul în care Dumnezeu a creat pe om. Capodopera creațiunii a fost creată la sfârșit de tot. De ce? Înseamnă aceasta rolul secundar, sau să zic așa, este ultimul în atenția lui Dumnezeu, dimpotrivă. Tocmai faptul că Dumnezeu a creat pe om la sfârșit arată importanța pe care Dumnezeu a dat-o omului, pentru că l-a creat să fie stăpânitor, să fie rege peste toată creațiunea. Atunci când are loc o reprezentație, un concert de pildă, la care este invitat un cap încoronat, el nu este primul care sosește în sală, ci este ultimul. Când sosește el, începe programul. Exact aceasta s-a întâmplat. Când a existat un cer albastru, când au existat flori, când au existat păsări, când totul a fost gata, atunci a fost creat omul după chipul lui Dumnezeu. A fost capodopera creațiunii lui Dumnezeu. Și l-a creat din țărâna pământului. Chiar faptul că a fost țărână nu înseamnă un rol, să zic așa, de inferioritate. De ce nu l-a creat din aur? Sau de ce nu l-a creat din pietre prețioase? Pentru că există o deosebire. Pământul, țărâna, are o altă particularitate. Așezi o sămânță în pământ și din ea crește o floare. Așezi un bob de grâu și îți dă 60 de bobi de grâu toamna. Ceea ce nu poate face nici argintul, nici aurul. Deci e foarte interesantă această simbolistică profundă a Bibliei. Apoi să ne referim concret la ceea ce ne interesează acum. Cum s-a alcătuit prima familie? În primul rând, Dumnezeu a creat o criză. O primă criză a omului a fost simțământul că este singur. Când a constatat că toate animalele au pereche și el este lipsit de o pereche corespunzătoare, Dumnezeu întâi a creat lipsa. De ce? Pentru că apoi când îi se dăruiește soția, să o prețuiască și mai mult. Atunci când treci mai întâi printr-o lipsă unui valor și o primești ulterior, atunci îți dai seama de adevărată ei, să zic așa, valoare. Același lucru l-a făcut. Și interesant, cum l-a creat? Și anume, Biblia spune că a luat din coasta lui. Și lucrul acesta este de asemenea, are un simbolism profund. Nu a luat un os nici din cutia craniană și nici din femur, să zicem, din piciorul lui. Deci să nu fie nici superioară, nici inferioară omului, ci absolut o egalitate. Tocmai acest lucru este ilustrat prin modul de creație. Și l-a coborât pe Adam într-un somn adânc. Și Eva, cu alte cuvinte, a fost realizarea visului său atât de frumoasă în privința aceasta. Și anume, când s-a trezit, alături de el era prima femeie, Eva. Și în felul acesta s-a alcătuit prima femeie. Nu din ceva separat, ci din ceva care este cel mai apropiat, ceva de lângă inima lui. Eu cred că coasta aceasta a fost luată de lângă inima lui Adam. Nu scrie Biblia, dar pentru frumusețea imaginii vreau să mă refer la lucrul acesta. Și așa s-a alcătuit prima familie. Iar Dumnezeu a avut rolul principal. A creat pe om, a creat-o pe Eva. Dar și la momentul primei căsătorii a fost prezent. El a ținut predica. Probabil că îngerii au fost cei care au cântat la această nuntă. Și ce le-a spus? Două lucruri le-a spus. Și vreau să mă refer în mod deosebit la primul. Creșteți și apoi înmulțiți-vă. Dar creșteți. O creștere din toate... Nu era vorba de o creștere fizică, pentru că ei au cresc, erau maturi deja, ci o creștere de altă natură.
în domeniul moral, în domeniul spiritual, să cunoască tot mai mult pe Dumnezeu, să cunoască Biblia. Ori tocmai aici a apărut problema. Și anume omul n-a crescut, ci a descrescut. În loc de o evoluție, cum a spus dumneavoastră, familia trăiește o involuție. Și foarte interesant o altă similitudine, și anume similitudinea cu ceea ce se întâmplă în lumea fizică, în natură, în alcătuirea materiei. Ceea ce este familia pentru societate este atomul pentru materie. Și ce găsim în atom? În atom există două forțe. Este forța tare și forța slabă. Forța tare este cea care ține la oaltă nucleul atomului, protonii. Protonii sunt încărcați pozitiv. Ei ar trebui să se despartă, pentru că știm încărcarea electrică de aceeași natură face ca particulele să se despartă, să se îndepărteze una de alta. Dar forța aceasta uriașă, numită forță tare, ține nucleul atomului la oaltă. Și apoi există forța slabă, forța datorită căreia particulele atomice se pot transforma. De exemplu, un proton să se transforme într-un neutron sau să apară electronii și așa mai departe. Dar nu intrăm în aceste probleme. Același lucru se întâmplă și în privința familiei. Dumnezeu a așezat forțe uriașe care să unească familia. Acest nucleu, soț și soție, acesta este nucleul. Aceștia sunt protonii, să zic așa, ai familiei. Și forța aceasta este iubirea. Este respectul, este prețuirea, este, să zicem așa, acest simțământ că am nevoie să slujesc. Deci principiul este acela al slujirii, nu al dominării. Principiul lui Dumnezeu este fundamental. E aceste forțe uriașe, mai târziu, datorită păcatului, au fost atacate și s-a ajuns apoi la dezintegrarea familiei. Așa cum în urma dezintegrării atomului, adică descoperirea acestor secrete, s-a ajuns la crearea ceea ce este bomba atomică, exact același lucru se întâmplă în societate și cu familia. Dezintegrarea familiei, care este de fapt o reacție în lanț, ca și în cazul dezintegrării atomice, și acolo este o reacție în alt. Dezintegrarea unui atom pregătește dezintegrarea celorlalți, deci o reacție în lanț foarte rapidă. De pildă, hai să luăm doar imaginea tristă a unui divorț. Ce produce un divorț? Un divorț nu se răsfrânge doar la ceea ce se întâmplă într-o familie, și anume se desparte soțul și soția. Pentru că aceasta produce alte reacții în lanț. Ce se întâmplă cu copiii? Altceva. Ce se produce cu alte familii? Pentru că și soția și soțul vor dori să alcătuiască o altă familie, deci vor atenta la alte celule ale societății și va porni această reacție în lanț. De pildă, mama mea mi-a povestit așa, în toată tinerețea ei, în orașul Sfântul Gheorghe, unde a copilărit, a fost un singur divorț despre care s-a vorbit 2 ani după aceea. În toată tinerețea ei. Iar astăzi, dacă mergi la tribunalul din Sfântul Gheorghe, zilnic sunt nu un divorț, ci multe divorțuri. Aici s-a ajuns. Deci am dorit să arăt doar faptul acesta, că Dumnezeu a alcătuit familia în această structură minunată. Și dacă se păstrează, acest lucru este minunat, este uimitor. Ce aș vrea să punctez acum vis-a-vis de acest model pe care dumneavoastră l-ați prezentat, este faptul că nu pare ceva intangibil, pentru că ar putea să fie anumite persoane care să privească dintr-un punct de vedere critic și să spună, păi bun, asta s-a întâmplat în Eden, dar noi acum am căzut odată cu apariția păcatului, este ceva intangibil. Asta e, trebuie să ne mulțumim, asta este mersul societății, degradarea este tot mai frecventă. Însă, dincolo de efectele care se văd, da, în noi, ale evoluției păcatului. În același timp, trebuie să recunoaștem că aceste principii, că tot aminteați de mama dumneavoastră și cu siguranță în alte societăți, da, nu cea occidentală, de exemplu, chiar și astăzi, și nu mai zic de secole în urmă, aceste principii puteau foarte bine să fie recunoscute
în viața de zi cu zi, vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, de atomizarea asta foarte clară, coerentă a familiei, familia ca și nucleu a ceea ce reprezintă viața însăși, cu, până la urmă, familia stabilește sensul de a fi a generațiilor care urmează. Care este sensul meu de a fi? La rândul meu, să formez o familie, să am niște valori, să cred că există o forță superioară care conduce viața și așa mai departe. Revin. Și după care am să vă rog să dezvoltați și celelalte două modele simbolice despre care ați amintit. Dar considerați dumneavoastră, din experiența de viață, din modul în care ați studiat și Sfânta Scriptură, considerați că ceea ce am amintit eu este real sau este realist, adică principiile din Eden se pot translata și astăzi în secolul 21? Da, atâta timp cât există iubire, cât există respect, cât există dispoziție de a sluji și aceste valori sunt dați dispoziția tuturor, a oricui, există posibilitatea păstrării acestei structuri minunate. Dar în timp, lucrurile acestea au fost, să zic așa, au fost atacate de alte concepții și de alte, să zic așa, ideologii. Hai să luăm puțin societatea antică a Greciei. Și acum ne referim la Grecia, care din punct de vedere al civilizației a urcat față de alte civilizații mult mai mult. De acolo a pornit filozofia, nu-i așa? Socrate, părintele, considerat părintele filozofiei, Platon și Aristotel și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în Grecia? E interesant, la greci, familia era considerată ca fiind importantă, oarecum, se respecta egalitatea dintre soț și soție, ceea ce este, să zicem așa, o idee foarte valoroasă, foarte importantă. Deci s-a păstrat aceasta. Însă, ce scrie, de pildă, Platon, care a fost un elev al lui Socrate și a fost un profesor al lui Aristotel, cei trei mari filozofi, fiecare în succesiunea lor, și anume, Platon, în lucrarea sa, în cartea sa, Republica, în cartea a cincea se numește, în cartea a cincea tratează problema familiei și el acolo descrie o societate ideală și anume, societatea ideală este cea care se grupează într-un oraș. Și în orașul acesta există familii, dar familia trebuie desființată după el, adică să nu fie o familie, copiii să nu-și cunoască părinții și părinții să nu-și cunoască copiii. Pentru că el spune că familia ar fi mediul acela care induce egoismul în oameni, ori egoismul distruge societatea. Și modalitatea prin care el vede rezolvarea problemei, adică a stopării, formării egoismului, este tocmai distrugerea familiei. Deci o societate deschisă, absolut deschisă, așa mai departe, parte în care nu se știe cine e tata, cine este mama, cine ți este soția și așa mai departe, aceste lucruri nu contează, ci doar gândesc toți pentru binele societății și așa mai departe. Așa vedea el societatea ideală. Da. Și aceasta s-a continuat. Interesant că mai târziu Marx în lucrarea sa, Capitalul, spune că în final și comunismul are ca obiectiv desființarea familiei. Însă acest lucru nu a fost prezentat în traducerea românească, lucrul acesta n-a fost spus. În comunism, interesant că familia era ocrotită, erau reguli foarte stricte, se avea în vedere dacă cineva o ia o funcție politică și calitatea familiei sale, ceea ce mai târziu pur și simplu a dispărut. Dar obiectivul chiar și al comunismului a fost desființarea familiei. M-a surprins lucrul acesta. Da. Da. Mergem la o etapă simbolică pe care dumneavoastră ați pomenit. Înainte de aceasta, aș dori să amintesc ceva, dacă e permis. Și anume, în România am avut bucuria, mai ales în Transilvania, să fie satele Săsești. O cultură, să zic oarecum, aparte, dar, să zic așa, sub sceptrul acesta al creștinismului, cu respectarea valorilor biblice, societatea aceasta s-a păstrat timp de 700 de ani, cu tradiții foarte frumoase. Și vreau să vă spun câteva probleme în legătură cu familia la Saș. De pildă, ce se întâmplă la Saș?
nu era permis să meargă tânăr cu tânără singuri dacă nu era altcineva prezent, sora, părintele sau mai așa, decât după ce a avut loc logodnă. Doar atunci se permitea lucrul acesta. Așa, după aceea, după ce se stabilea în sfârșit familia, dacă ar fi intervenit cumva un divorț, exista ceva foarte interesant în comunele Săsești, și anume o cameră specială chiar în centrul satului, un fel de închisoare unde erau închis cei doi. Și am întrebat care era rolul acestei. Acolo erau cei doi închiși pentru timp de două sau cel maximum o lună. Li se aducea mâncare și tot ceea ce era necesar, dar din toate exista doar o singură bucată, și anume o singură farfurie, o singură lingură și așa mai departe. Toate erau pentru ca să fie obligați să își dea unul altuia aceste obiecte și să se ajute reciproc. De multe ori reușeau în felul acesta din nou să creeze legătura inițială. Vreau să spun doar acest lucru ca un exemplu. Și lucrul acesta a determinat ca totuși în familiile germane să se păstreze ordinea și în societatea germană să se păstreze ordinea. Cel puțin cu referire la satele Sătești. Dar dacă ne gândim la Germania de astăzi, poate că acolo ar fi o altă discuție vis-a-vis de valorile occidentale. Sigur. Care au fost adoptate. Da. Domnule pastor, discuția cu dumneavoastră este foarte captivantă, însă realizăm că suntem pe finalul ediției de astăzi, așa că înainte de a discuta în ediția următoare celelalte două etape simbolice despre care vorbeați, Iisus care este invitat și Iisus care bate la ușă, că este cumva în afara instituției, dar amintim pentru cei care ne vor viziona și audia în ediția următoare, vă rog să ne ajutați cu o concluzie vis-a-vis de această primă etapă despre care ați vorbit. Dumnezeu instituie familia ca și model, ca și bază structurală, ca atom a ceea ce avea să fie clădit pe mai departe. O concluzie după care ne vom despărți și ne vom reauzi în ediția următoare. Da. Nu pot fi inventate alte structuri mai frumoase decât familia atomară. Tata, mama și copii. Desigur, contează foarte mult atmosfera care există acolo, care sunt forțele care le îi țin la oaltă. Dacă forțele care îi țin la oaltă sunt iubirea, prețuirea, respectul, spiritul de slujire, această familie va rezista și întotdeauna. Fiecare copil va încerca să creeze o familie identică. Este exact ceea ce se întâmplă în biologie. Și anume, în biologie, cum se întâmplă înmulțirea celulelor. Și anume, se face printr-o divizare foarte interesantă, dar celula nouă care se formează preia absolut toate informațiile din celula anterioară. Și în felul acesta apare replicarea. Și atunci când totul este copiat exact cu ceea ce a fost, atunci se divide și apare celula cea nouă. Dacă nu este așa, atunci aici apare problema. Și din păcate, ce înseamnă procesul de îmbătrânire? Este faptul că tocmai celula cea nouă are tendință să nu preia tot bagajul informațional al ADN-ului. Și anume, din acest bagaj, capetele sunt cele care se tot scurtează. Și atunci apare o altă celulă care este de altă calitate, mai slabă decât cea inițială, și apare procesul îmbătrânirii. Așa s-a întâmplat, din păcate, și în societatea omenească. Nu s-au prelat valorile acestea, s-au creat pe alte structuri sau pe o singură, ținând seama de o singură valoare, și în felul acesta s-a pierdut enorm de mult, tocmai din structura fundamentală a societății. Dar există speranță, nu-i așa? Absolut, totdeauna există speranță. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu putem mereu să creăm o celulă ideală, chiar în condițiile, pentru că depinde de noi, este o problemă de alegere. Și există chiar și în societatea noastră, există modele care, și nu ne referim doar la persoanele care poate deja sunt bunici
și putem spune noi cei mai tineri, ei, a fost altă societate, a fost alte provocările. Nu, există chiar și în ziua de astăzi. Celule replicate, exact, în sens pozitiv. Deci, ce vreau să spun, în familia noastră, pe consider un har lucru, nu mi-aduc aminte de o zi care n-aș dori să nu se repete, din afară de ziua în care am asistat, din păcate, la încetarea din viața părinților. Dar nu a fost zi care să nu fi fost frumoasă, pe care să nu doresc să o retrăiesc. Ce frumos! Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite. Abia așteptăm să ne reauzim în ediția următoare, să continuăm dialogul nostru despre familie. Cu drag! Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. 3 etape simbolice ne-a prezentat domnul pastor Emilian Niculescu. Prima este aceea a familiei instituite în Eden. A doua etapă simbolică este cea în care Iisus Hristos este invitat la o nuntă. Este oaspete, nu mai este în prim plan, iar cea de-a treia este o etapă în care divinitatea cumva este exclusă din nucleu și există o inițiativă din partea acesteia. Hristos vine și bate la ușă ca să fie primit. Despre aceste două etape vom discuta în ediția următoare. Vă așteptăm să ne revedem cu bine!